Mihai Bendeac a suferit în cursul nopții trecute un tragic accident. Mesajul actorului a speriat și amuzat pe fani, dar mama lui a făcut lămuriri. Mihai Bendeac a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care scrie că a suferit un accident tragic în casă, fiindu-i apoi amputat un picior. Fanii lui s-au arătat îngrijorați, astfel că mama lui, Emilia Bendeac, a intervenit și a spus despre ce e vorba în pamfletul făcut public de fiul ei actor. Vineri 5 ianuarie, Mihai Bendeac a distribuit pe conturile lui oficiale de Facebook și Instagram un mesaj în care precizează că din cauza faptului că e somnambul a suferit un accident tragic în casă. Rănit grav la piciorul drept. Acesta a sunat la ambulanță, care l-a transportat la spital, unde i-a fost amputat piciorul. Într-o notă tragică și amuzantă, Mihai Bendeac precizează în final că piciorul lui va fi înmormântat la cimitirul Belu, iar el a primit titlul de artist merit al poporului. Iată mesajul lui integral, Mihai Bendeac a suferit în cursul nopții trecute un tragic accident în timp ce dormea în apartamentul său din centrul capitalei. Se pare că, fără să știe, suferea de somnambulism cronic și, în timp ce cobora, în somn, treptele către nivelul inferior al apartamentului, a alunecat fracturându-și rotula. Surse din cadrul Serviciului de Urgență 112 ne-au declarat că au primit la ora ora 3 și 48 de minute un apel de la un cetățean care a spus, cităm, să-mi bag pe imi s-a rupt rotula. Bendeac a fost transportat la Spitalul de Urgență Floreasca. În acest moment, pacientul se află în afara oricărui pericol și într-o stare stabilă, ne-a declarat medicul chirurg Ștefan Dobrescu imediat după încheierea intervenției de amputare a piciorului. Înmormântarea va avea loc luni, ora ora 12, la cimitirul Belu. Mihai Bendeac a primit post portem titlul de artist emerit al poporului, iar membrul inferior drept, care a fost amputat, a fost numit, tot post mortem, membru al Academiei Române. Emilia Bendeac, mulțumim de grijă, este bine. Postarea lui Mihai Bendeac a ajuns la mifani, care s-au îngrijorat în primele secunde când au citit mesajul actorului. Ulterior, ei s-au amuzat de întreaga poveste expusă de acesta. Îți trimit un cărucior dacă ai nevoie. Eventual și un picior. La mulți ani și un an nou fericit. O să ajungi ca prigoană, cu un picior de lemn, acu chiar dacă ar fi serios noi tot ne-am tăvăli de râs. Ce nebun ești, chiar îmi era dor de tine și de glumele tale, doamne, aproape m-a luat la inimă. În final, Emilia Bendeac, mama lui Mihai Bendeac, a venit cu lămuriri i-a a explicat că este vorba despre un pamflet, că mesajul postat de fiul ei actor este doar un pasaj din cartea pe care acesta o va lansa mulțumind de grijă. Este bine, doar a postat un pamflet din următoarea lui carte și ne-a cam bulversat pe toți. A mărturisit Emilia Bendeac, mama actorului, conform ziare.com.